Fiecare nouă expoziție personală a cunoscutei pictorițe Valentina Brâncoveanu reflectă dragostea față de orașul în care s-a născut, a copilărit și unde își desfășoară activitatea de creație. O dovadă este și expoziția cu denumirea generică Peisaje urbane, Chișinăul de ieri și astăzi, inaugurată la Biblioteca Națională din Chișinău. Vechile căsuțe pitorești, curțele pline de verdeață, ulicioarele colorate în lumini și umbre reprezintă Chișinăul din amintirile Valentinei Brâncoveanu. Am apucat orașul cel frumos și multe locuri din orașul vechi, case, nu mai sunt în locul lor, s-au construit blocuri, sunt la mine pe pânză. Ce vă este atât de drag orașul vechi? Am copilărit și viața cea mai frumoasă a fost anume partea veche a orașului. Orașul meu frumos de atunci. Păcat că dispare. Tare dispare, văzând cu ochi, dar am să mă străduc cât pot să mai prind. Lucrările Valentinei Brâncoveanu erau de mult așteptate în această instituție, spun organizatorii expoziției. Era un vis al nostru să o aducem pe Valentina Brâncoveanu în această toamnă frumoasă în Biblioteca Națională. Ea cu drag a acceptat, împreună cu echipa am mers în atelier, am selectat lucrările, le-am ales împreună cu ea. Posedă de un dar deosebit de la Dumnezeu pictorița Brâncoveanu. Pe lângă talent, mai are emoții, căldură care ni se transmite. Dacă priviți lucrarea aceasta, fereastra trecutului, nu numai ca metaforă de numire, dar și niște culori deosebite. În ziua vernisajului, Valentina Brâncoveanu a demonstrat pe viu cum un buchet de flori devine un tablou. Buchetul l-am ales eu, se numesc florile floarea dorului, florile copilăriei mele și astea sunt florile orașului vechi. Valentina Brâncoveanu a dăruit noua lucrare Bibliotecii Naționale. Floarea Dorului poate fi văzută alături de alte lucrări ale artistei până la sfârșitul anului 2022.